avem și prima comandă internațională. Primul român din Marea Britanie care a comandat cutiuța cu șosete perfecte la prețuri corecte de la laboratorul de șosete o să-i ajungă cu avionul în doar o zi, două, la ușă, direct la ușă. Cine ar fi crezut că cel mai complicat lucru în toată treaba aceasta cu fondurile europene e să te înțelegi cu furnizorul? Acum suntem în faza în care semnăm contractul și încă sunt mici lucruri la care tot discutăm și eu am emoții că nu o să fie chiar cum trebuie și mi-e teamă să nu cumva să primesc vreo amendă, pentru că așa funcționează. Dacă nu respecti întocmai absolut toate micile regulamente, ești pasibil de corecții și trebuie să fii foarte, foarte, foarte atent. Și stau foarte atent pe treaba asta, e incredibil. Pe bune, chiar e foarte complicat pentru că furnizorul, mai ales cum la noi, este o firmă imensă. El are propriile lui fluxuri, propriile lui reguli și nu prea-i convine ca tu să vii cu regulile impuse de fondurile europene, cu documentele impuse de fondurile europene și să-i strici lui tot fluxul de lucru. Și așa, un fel de du-te vino în care pur și simplu mă rog să iasă totul cum trebuie. E foarte frustrant că după ce muncești și faci toate lucrurile până la capăt și ajungi la ultimul pas, și anume să semnezi contractul cu furnizorul, acolo ajungi să te împotmolești. Este foarte frustrant, știi, vorba aia, că te neci la mal, ca să zic așa. Și la primul nostru proiect a fost așa, așa e și acum, e puțin mai ușor acum, dar tot e cu stres. Viții mei români, țineți-ne pumnii să vină și cele două mașini noi și să creștem capacitatea noastră cu 33%, ceea ce este un foarte mare lucru și asta o să reflecte în faptul că putem satisfacem și mai bine nevoile voastre de șosete de la laboratorul de șosete. Vă pup și vă iubesc!